Vorbeam în fiecare zi pe FaceTime să ne vedem și am vorbit cu o seară înainte să pregătea să vadă niște filme cu Măriuca, una dintre fetele noastre. Și era foarte senin și împăcat. Era așa de o vreme. Adică liniștit. Mi-a și spus cu câteva zile înainte de că se simte extraordinar de liniștit și împăcat. S-a văzut cu prietenii noștri, cu Roman și Roxana, cei care au și galeria, care sunt extrem de apropiați și dragi nouă. Și s-a simțit foarte bine. Și m-am întors acasă și am vorbit pe FaceTime și era foarte ok. Era foarte ok. Când v-ați gândit că ceva nu era? Mi-e greu să rememorez asta. Când a răspuns la telefon și erau toate mașinile în garaj. El nu pleca niciodată fără mașină de acasă. Nu avea probleme medicale de care să fi știut sau pe care să le fi bănuit. Niciun fel. În schimb, avea și un fel de... Ce cred că i-a lipsit a fost medicina preventivă. Adică acele controle anuale. Ar fi scris acolo cauză necunoscută? E straniu cumva, pentru că el a fost... Nu analizat de instituția, tocmai de instituția care e în măsură să ne spună care ar fi fost cauza decesului. Dar am înțeles că au spus deja asta. Ce ați spus dacă ați mai fi întâlnit că iubesc, cred că doar asta. Serio? Cred că doar asta.